Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ce, ce se întâmplă pe arena politică din Republica Moldova și să încercăm să găsim împreună o explicație a acestor lucruri. Invitatul ediției de astăzi este Sergio Nazăria, doctor habilitat în științe politice. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună ziua dumneavoastră, domnul Madan și tuturor telespectatorilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Nazaria, această săptămână a fost una foarte bogată în evenimente politice. Chiar de la început am avut excluderea doamnei Popencu din cursa electorală. Spuneți-mi, vă rog, în viziunea dumneavoastră, dumneavoastră, era o piesă grea în acest joc al alegerilor democratice, alegerilor prezidențiale nemijlocite? Probabil în viața politică moldovenească este o valoare atât de neînsemnată că ea poate fi ignorată. Deci probabil că în viața personală a pentru cunoscuții, rudele, este o piesă foarte grea. De, să-i dea Dumnezeu sănătate, Da viața politică a Moldovei nu a avut nimic de pierdut. Haideți să discutăm nemijlocit asupra evenimentului care a marcat această săptămână, mă refer la ziua de ieri, retragerea domnului Lupu din campania electorală. Haideți să, să ne explicați care este viziunea dumneavoastră asupra acestei acțiuni întreprinse de către Partidul Democrat. Au existat unele constrângeri? Probabil că principala logică în acțiunile liderilor Partidului Democrat constă în faptul că ei au conștientizat că lupul nu are șansă să treacă în turul 2. Deci falsificările masive sunt imposibile. Sunt imposibile deoarece uh, ele pot fi făcute doar din contul contra candidatului, iarăși pe flancul drept, mai Sandu. Lucruri care vor străni indignarea Occidentului. Dacă s-ar face aceste falsificări doar din contul lui Dodon, Probabil că Occidentul n-ar spune. N-ar reacționa, da. Dar eu cred că ar face. s-ar face când nu s-a întâmplat nimic. Dar, înțelegând că lupul nu are șansă să treacă în turul 2, deci, probabil că eu decis că mai bine să susține candidatul Maya Sandu. Eu bănuiesc că această decizie nu este luată doar în cadrul rolului politic. politic al Partidului Democrat. Probabil că eu au fost constrânși. Evident că Maia Sandu a fost disantată în politica moldovenească de către Washington. Ea, în principiu, dacă o să fie posibil, noi o să discutăm și referitor da. la candidatura da. ei, dar în orice caz, ea, fără îndoială, că are o încredere de plină în cercurile guvernatoare care sunt curatorii politici externe americane în ceea ce privește Moldova, ea le însuflă încredere acestor oameni. Deci ei au considerat că ea trebuie să treacă în turul 2, ba mai mult decât atât. Eu cred că nu numai Lupu și Plahotniuc au fost impuși să cedeze, dar și Năstas a fost impus să cedeze. Eu am privit atent, am urmărit atent evenimentele din ultimul an, de fapt, începând cu toamna anului trecut până în prezent, Maia Sandu nu a avut nici o atribuție la protestele organizate de platforma, da. Ba mai mult decât atât. Ea mm. n-a dorit să adere la o etapă mai târzie la aceste proteste. Deci, ba mai mult decât Când începe campania electorală Acum, în toamna anului curent, părtașii platformei, da, aveau o atitudine destul de critic față de rezervată. Acțiunile da. Și rezervate și chiar critică, sau critic rezervate, spunem, cum vreți, deci, față de Maia Sandu. Și când, colo, Hop și Nastase cedează, cu toate că ratingul lui, conform tuturor sondajelor, era permanent mai sus decât a Maia Sandu. Probabil că, într-adevăr, la Washington nu au încredere în Năstase. În el este un, o, o personalitate prea independentă în viziunea acestor oameni. Probabil el va fi mai greu de manipulat în caz dacă chiar, cu toate că este și el pro-occidental. Dar totuși, încă o tot, dată, repet, o figură mai independentă. Pe urmă, Lupu și Plahotniuc sunt prea discreditați și susținerea lor în ochii Washingtonului este, cum zice rusul, ghibla edela. Deci au hotărât că Maia Sandu este un candidat cel mai dinădejde. Spuneți-mi, vă rog, odată cu retragerea lui Lupu, ar însemna că noi vom avea posibilitatea din în turul întâi să ne alegem un președinte? Eu nu cred că în turul întâi posibil să alegem președintele, doar anumite șanse și iarăși n-aș spune că Spre mari, le are Dodon să câștige din primul tur. În cazul unul la regeri, absolut cinstit, oneste. Eu o să încerc să explic, explic uh, logica lucrurilor. Deci, eu cred că Sandu, în cazul unul la regere, oneste, în general, nu are șansă să câștige nici în turul 1, nici în turul 2. Deoarece, în primul rând, electoratul nostru moldovenesc, uh, la circa două treimi, este un electorat de stângă, este un electorat în sub aspect geopolitic prorusesc și simpatiile acestui electorat și speranțele lui nu sunt legate de ceea ce propune Maia Sandu. Iarăși încă vom vorbi referitor da. la figura ei, persoanei, da. Un moment. Al doilea moment. Deci dacă să urmărim lucrurile pe regiune, adică raportul de forță, cum ar putea vota și cum va vota în principiu electoratul pe regiune nordul și sudul masiv îl va susține pe Dodon. Iarăși mai mult de 60% până la 2-3 în unele raioane. În unele localități și peste 80% vor vota în aceste regiuni pentru Dodon. Deci, iar în centru, raportul de forță va fi poate puțin în folosul mai Sandu, un procent, două, dar aproximativ 50 la 50. În cazul unor alegeri oneste, Maia Sandu nu poate câștiga alegerile. Acum referitor la întrebarea dumneavoastră cu turul întâi. Dacă să reieșim din faptul că circa două treimi potențial ar vota pentru Dodon, nu, în orice caz, în jurul la 60%, plus, minus, ar putea să voteze pentru Dodon. Adică ăsta sunt cei care votau pentru comuniști tradițional și o parte din cei care votau pentru Partidul Democrat și alte partide mici de stânga. Deci, ăști oameni, în majoritate, peste 40% deja în turul întâi, garantat vor vota pentru Dodon. Care va fi procentul celor care vor vota pentru, vor vota pentru Ciubașenco? Care va fi procentul celor care nu vor ieși la alegeri din cauza apelului liderului comunistilor vor da, ajungem să în, și de asta, el în asta constă întrebarea. Dacă, de exemplu, oamenii totuși vor cântări bine și poate nu Dodon le este cel mai simpatic, poate mai simpatic le este Ciubașenco. Vreau să vă spun că Ciubașenco, într-adevăr, este o figură destul de onestă, simpatic, un băiat deștept, dar toți, toată lumea, cât de cât realist care gândește, înțelege, el nu are nicio șansă să treacă Sau în turul ceal. 2. De cui pomană să votez eu pentru Ciubașencu cu riscul să treacă Maia Sandu. Deci mai bine deodată să mă duc să votez pentru Dodon, mai ales că în turul 2 și așa, așa, așa trebuie să votez pentru el. Iată, depinde ce număr de oameni de ăștia vor fi în turul întâi. Va, fi, va depinde ce număr de oameni vor fi care îl vor asculta pe Voronin. Va fi asta un procent din tot electoratul moldovenesc, două, trei, cinci, nimeni nu știe astăzi. Deci, în principiu, ipotetic, Dodon poate câștiga în turul întâi, dar eu cred că asta e puțin, probabil. Cum pot fi caracterizați acești doi lideri, am putea spune, pentru că toate sondajele clasează pe locurile de frunte? Mă refer la Maia Sandu și la Igor Dodon. Nu, dați să încep de la Dodon. Vă rog. Eu sunt părtaș conștient al alegerii lui Dodon în funcție de președinte. Colaborez activ cu el și pot fi interpretat de o parte din cei care ne privesc ca persoană părtinitoare. Dar aș vrea să vă spun celor care încă nu s-au determinat cu alegerea, mă refer la simpatizanții partidului nostru și simpatizanților partidului comunist, care la momentul dat, în turul întâi, în orice caz, nu vor avea de gând să voteze pentru Dodon. Nu e așa. Eu îl susțin pe Dodon nu de atât, că am ceva de la el, că îmi place personal el. De mă rog, el este un om simpatic, nu e vorba de, de asta. Dar, în primul rând, eu susțin platforma lui, poziția lui, propunerile lui. Și, deci, în acest context, eu și chem permanent, permanent îi chem pe să voteze pentru Dodon. Uh, cred eu că Dodon este într-adevăr cea mai uh, optimală candidatură la momentul de azi și în viitorul vizibil la funcția de conducător al Republicii Moldova. Uh, încă o dată repet, uh, poziția asta a mea nu vine de la un anumit subiectivism și părtinire, ci de la colaborarea pe parcurs de mai mulți ani cu acest uh, om, cu echipa lui uh, și uh, deoarece eu destul de bine îl cunosc pe el și îi cunosc echipa, eu am încredere în Dodon. Acum în ceea ce privește Maia Sandu. Știți, evident că aici iarăși telespectatorii pot să gândească în felul următor. băiatul ăsta îl susține pe Dodon, el respectiv va fi împotriva doamnei Sandu. Posibil că și asta e logic, dar nu e principalul totuși. Vedeți că doamna Sandu Categoric nu este acea persoană, calitățile profesioniste a cărei îi permit să ocupe o asemenea funcție înaltă. Este prea slabă, ea este desantată, cum am spus, din exterior. Ea apără interesele nu național-statale moldovenești, ci cele de peste ocean. Ba mai mult decât atât. În, la una dintre întrebări la ProTV, dacă nu mă înșală în memoria, la întrebarea cum ar vota în cazul unui referendum de unire cu România, ea a menționat că va vota pentru unire cu România. Mai mult decât atât. Deci, la, iarăși, în, la una din emisiunile din ast toamnă, deja în timpul campaniei electorale, dacă nu mă înșală memoria, iarăși la ProTV, în discuție cu Ion Ceban, reprezentantul lui Dodon, ea, deci, s-a purtat foarte isteric. Deci ea nu-și poate stăpâni nervile, nervii doamna sau domnișoara respectivă. Ea nu poate ocupa un om cu, care nu-și poate stăpâni nervii, care ușor cade în isterie, nu poate fi un șef de stat. Apare o problemă foarte acută, aș zice eu. Am putea merge pe ideea un, unui simplu calcul matematic: electoratul PD plus PLDM și actorva partide care și-au mai anunțat intenția de a o susține pe doamna Sandu vor vota masiv acest candidat? Deci, unul, în viața politică, 1 plus 1 plus 1 nu e numai decât egal cu 3. În unii cazuri poate fi chiar și mai puțin decât 1, da. nu, nu în cazul da. ăsta, desigur. Da. Dar evident că nu va fi trei. O parte din electoratul, platform, electoratul platformei, da, din start nu era dispus să o susțină pe Maia Sandu și, respectiv, deci, precis, lucru știut, o parte din susținătorii lui să nu vor susține Pisando. Plus la asta oamenii o cunosc în funcția de ministru. Eu, pur și simplu, iarăși nu mi-am terminat gândul aici. Da, unde ea nu a făcut treabă, de fapt. Ba mai mult decât atât. Ea permanent declară că pledează pentru triumful legii, pentru o judecată echitabilă, independentă de puterea executivă sau de careva altă putere sau de puterea banilor și așa mai departe. Eu personal, ca președinte Asociației Istoricilor, m-am judecat cu Ministerul învățământului când ea era, deci, ministru. Această doamnă a trucat documentele, a falsificat documentele, O dus în eroare judecata, Judecătorul era absolut clar că sunt prezentate documente false, dar fiind presate de resursul administrativ de care dispunea pe atunci Maia Sandu, în timpul procesului respectiv, care au durat circa 3 ani de zile. Deci, judecata ne-a respins pretențiile noastre, cu toate că toate dovezele erau în favoarea noastră. Deci, ea este o mincinoasă. Ba mai mult decât este o mincinoasă care a dus în eroare judicată, conștient. Deci o să o crimă penală. Ea vorbește despre triumful legei. Păi dacă să vorbim de triumful legei, ea trebuie să stea în pușcărie. Înțelegeți cum? Pentru că minți conștient și tu în eroare judicată. Ei, dar bine, deci revenim la întrebarea dumneavoastră, foarte da. bună întrebare, apropo. Deci nu numai majoritatea sau o bună parte, Dumnezeu știe majoritatea sau nu, poate că majoritatea fiind împotriva lui Dodon, scrâșnind din dinți și vor vota pentru Maia Sandu, dar precis că nu toți, o bună parte nu vor vota din susținătorii platformei, da. În al doilea moment, deci acești oameni înțeleg că Nastase nu de bună voie ci dat. Mulți din liderii platformei erau contra ca Nastase să cedeze. Deci respectiv și mulți susținători de rând nu pot să accepte violența și violarea liderului lor. Lucrul ăsta nu poate să le placă, deși ei n-au de gând să voteze. Următorul considerent, o bună parte din susținătorii lui Marian Lupu nu vor vota pie. Maia Sandu. Ideile lor și simpatiile lor vin în contradicție cu ceea ce propune această domnișoară. Dar și prin doctrină. pd este mai mult un partid în de centru genere, stânga. genere, prin toate. Doar prin declarațiile în ghilimele pro-europene al lui Lupu, precum că el va realiza procesul integrării europene. Deci asta îi comun cu declarațiile doamnei Sandu. În rest, ei sunt absolut diferiți, evident. Cine sunt în masa lor susținătorii PD-ului și a lui Lupul, la legea reprezidențiale. Deci, masa cea mai principală sunt, desigur, că reprezentanții aparatului de stat, funcționarii publici de diferite niveluri. Oamenii că în masa lor sunt realiști și o bună parte din ei sunt tot atât de departe de ideile și dispozițiile mai Sandu, cum judea personal, ca cotea de iepure. Deci, desigur că ei nu vor vota Pentru ei, deja mai aproape este Dodon, prin spiritul său, prin, chiar prin ceea ce el vrea să facă. Și mai există încă un lucru pentru oamenii ăștia și eu aș vrea să să le amintesc dacă, de exemplu, unii din ei ne privesc. Deci, venirea mai Sandu Va duce la mari tremure pentru ei personal. Deci, ea va continua politica de reduceri a lucrătorilor din aparatul de stat, a închiderii în continuare a diferitor instituții finanțate de stat, școli, spitale și așa mai departe. Reduceri în componența aparatului de stat. Deci, toate lucrurile astea și bunurile astea, în ghilimele a integrării europene, le vor țin, în primul rând pe pielea lor acești oameni. Dodon nu vine cu asemenea propuneri, el invers vine cu propunerea de a mări și veniturile de stat, evident, prin reformarea întregului mecanism de funcționare a statului, dar totodată de eficientizarea lucrului și de mărire și a cheltuielilor statului pentru diferite necesități sociale, inclusiv și pentru întreținerea bugetarilor. Deci, Maia Sandu este pentru acești oameni care îl susțin pe lupu, și mm -hmm. reprezintă astăzi cea mai mare parte a aparatului de stat, este un cutremur, un vifor, dacă vreți. Ce facem cu boicotul domnului Voronin, lansat verbal, evident? Eu înțeleg. Ideea este foarte proastă. Iată chiar și ieri și în alte zile am auzit diferiți adepți și membri ai partidului Voronin, care din nou cheamă la boicot. Boicotul înseamnă de fapt ca electoratul de stânga, simpatizanței partidelor de stânga să nu la alegeri. Evident că nu-l vor, nu vor, asculta pe Voronin simpatizanței doamnei Sandu. Înțelegeți cum? Deci dacă cineva și-o țină cont de recomandările lui și chemările lui, doar simpatizanții noștri ai partidelor de stânga, ai stat, părtașii statalității Moldovei, deci, de fapt, prin chemarea la boicot, Voronin cheamă la volens Nolens, la lichidarea statalității moldovenești, deoarece Maia Sandu, inevitabil, va duce lucrurile spre discreditarea în continuare a statului moldovenesc, a guvernării, plus la asta declarația lui Plahotniuc și a lui Lupu când au susținut-o ieri, ne spune despre ce. Politica actuală actualii guver, guvernării va continua. Deci ei vor găsi foarte bine, adică majoritatea actuală guvernamentală și parlamentară vor găsi limbă comună cu candidatul ales Maia Sandu. Deci nimic bun pentru stat. Boicotul de fapt înseamnă susținerea Mai Sandu prin neieșirea și nevotarea pentru Dodon. Care este cauza poziției lui Voronin? Probabil sunt câteva cauze, eu iarăși pot doar să presupun. Prima, spunem, nu antipatia lui personal față de Dodon, care îl vede ca trădător. Deci, adică cum pot eu să-l susțin pe cel care m-a trădat pe mine? primul argument, dar nu cred că nici asta este principalul. Probabil că Voronin este în mare măsură dependent totuși de Plohotniuc, deoarece obiectiv ceea ce propune el este în interesul guvernării actuale. Și mai este încă un lucru, eu pot să-mi permit să fac paralela asta cu perioada când Voronin s o de la semnarea memorandumului Cozac, când el a fost, a fost presat de occidentali. De fapt, pe ultimul metru, chiar pe ultimul metru, că la ora 2 de noapte, el îi, decla, el îi declară lui Putin că nu veni, la ora 10 de sau la 9 dimineață trebuie să aterizeze în aeroportul Chișinău avionul lui Putin. Correct. Două avioane deja aterizase cu o zi mai înainte care i a -au adus, automobil, acolo, personalul da. venit și așa mai departe, chestiuni pur tehnice. Păi iată, revenind la ideea boicotului, probabil lui Voronin iarăși i-au spus, băi, băi, tu ai conturi, tu și membrii familiei tale în Occident sunt conturile tale, uh, imobilele tale sunt în Occident, uh, deci e seama că îți rămâi fără ele. Trebuie să faci tot ce e posibil ca uh, să nu treacă Dodon. Uh, respectiv, chiar și un procent, chiar și jumătate de procent din electorat dacă va susține ideea boicotului, deja lucrul este obiectiv este în interesul guvernării actuale sau oricărei alte candidaturi pro-occidentale. Și dacă vorbim noi chiar astăzi de uh, poziția acelui așa... Probabil că aici putem face niște paralele. Poziția Partidului Democrat în frontul plahotnic și... Poziția lui Voronii, ele sunt analogice. Deci și conturile unuia și conturile altuia sunt în Occident. Deci ei sunt ușor de manipulat, ușor de presat. Deci eu cred că occidentalii o doresc pe Marea Sandu, dar da, nu -o Dar doverii. în același timp domnul Voronin a venit cu un posibil scenariu care zice în felul următor După alegerile prezidențiale Partidul Democrat va face coaliție cu socialiștii și cei 14 deputați de la PCRM Excluzându-i astfel din coaliție pe liberali. Adică aveți în vedere în cazul victoriei lui Dodon, Da. da. Ar fi posibil un astfel de. Nu asta de... e iarăși o a lui Voronin, cu mare regret, cândva eu l-am stimat pe omul ăsta, cum din stima asta au rămas doar amintiri. Într-adevăr, el nu numai că și-a trădat electoratul, de fapt, a distrus partidul, de fapt, linia pe care o promovat -o el în ultimii ani de guvernare și apoi aflându-se în opoziție, este o linie obiectiv, iarăși Volens Nolens, eu nu cred că el asta o dorea, dar Volens Nolens este o linie de lichidare, spre lichidare Moldovei. Deci, chestiunea asta este de asemenea o aiureală. Deci, Dodon a priori nu poate face coaliții după victorie cu democrație. El se discreditează total, el își pierde orice rating imediat. Deci Dodon este un realist și posibil el nu va întreprinde, eu așa bănuiesc, niște acțiuni dure de represalii imediat împotriva lui Plohotniu. Deci el este un om care strict respectă procedura legislativă, legitimă, în sensul ăsta, deci eu cunosc o lucrurile din interior. El este contra oricărui tip de violență și voluntarism. Dar spunem că desigur că el va găsi metode legale, sunt un milion de metode, noi lătem și, și motive, noi lătem asta am vorbit mai înainte, la urmă el va veni cu niște propuneri de acceptat sau invers, discos din funcții pe cineva, parlamentul și majoritatea parlamentară va respinge propunerile și atunci președintele are motiv legal de a dizolva parlamentul. Deci sau spunem că va încerca să, dar inevitabil va încerca să intensifice ancheta referitor la furtul depistarea furtului vinoveților cu furtul miliardului, iarăși va întâlni riposte. Toate chestiunile este îi vor da motiv legal pentru a dizolva parlamentul, a numi alegeri parlamentare. La urma urmii mai există ultima și cea mai eficientă metodă. Va iniția un referendum referitor la încrederea Guvernului și Parlamentului. Și evident că majoritatea absolută a moldovenilor no, la referendum no, vor respinge, vor da no, vot no. de neîncredere. Iarăși lucrul ăsta îi va da posibilitatea să dizolve Parlamentul. Deci sunt o mulțime de metode. El va dizolva Parlamentul și va obține majoritatea parlamentară ca minim în alianță cu partidul nostru, partidul lui Renato Usatei. Deci, dar socialiștii vor câștiga la următoarele alegeri minim, vreo 40%, încă vreo 20%, posibil îi va câștiga partidul nostru. Deci, de acu nevoie, trebuie lui Dodon să fac coaliție cu hoții, bandiții și cum s-a exprimat Ciubașencu foarte bine, au spus-o vreo doi, dacă nu greșesc eu, ani în urmă, mai mult chiar de 2 ani în urmă, referitor la Partidul Democrat, că partia Jlabov, care gardeața tem că ani jlabe. Deci, ce nu, Dodonii trebuie să se lege cu jlobii. Nu, asta sunt saiurieri. Spuneți-ne, vă rog, foarte mulți colegi de ai noștri au interpretat în mod diferit această retragere a domnului Lupu de ieri din cursă electorală. Mulți încearcă să vadă anumite influențe atât din exterior și cât din interior. Întâmplător sau nu, presa a scris că în noaptea trecută mașina liderului PD a fost văzută în fața sediului PL. Din, surse, din sursele noastre și de fapt și un portal de știri a scris că a fost văzută și la Ambasada Statelor Unite. Spuneți-mi vă rog, dacă este așa, sunt întâmplătoare aceste vizite pe, în miez de noapte? Deci că, că stat major da. coordonator a politicii partidilor de dreapta și a guvernării actuale care se află sub guvernare externă, că lucrul ăsta este așa, pentru mine nu există niciun îndoială. Ei sunt marionete a unor păpușari străini. Cum apropo și liderii contemporanei ai Uniunii Europene? Sunt niște păpuși ai păpușarilor de la Washington. Dar o fost astă noapte Lupuș, Maia Sandu la ambasada americană, au primit instrucțiuni, sau plahotniuc dacă nu lupă, da. instrucțiuni concrete de la ambasador, anume în noaptea asta, eu nu pot ști, n-am stat alături, n-am stat după perdică, înțelegeți când se urmăresc da. evenimentele. Dar evident, pentru mine nu trezește nici o îndoială. Cred că pentru minimum 50% de moldoveni de semne, că oamenii ăștia sunt dirijați din ambasadă și guvern real, guvernator real al Moldovei este persoana împuternicită de guvernul american, în cazul dat ambasadorul statelor Spuneți-mi, vă rog, ce se va întâmpla cu ceilalți candidați electorali? Pentru că noi avem foarte multe a discuta, vreau să le iau pe etape. Domnul Ghilețchi, spre exemplu, o candidat independent, spunea că eu nu, vă, nu, mă voi retrage din această curce, cursă, deoarece este important să nu renunțăm la valorile noastre creștine. Spunea referindu-se la primul tur de scrutin, neexcluzând că în cel de-al doilea o va susține pe doamna Sandu. Sau dând, de înțeles, că o va susține. Eu cred că Campania asta noastră spre finele uh, ei uh, atât de tare s-a acutizat și atât de tare a separat electoratul în două tabere mari, că toți ăștia pe care îi pomeniți dumneavoastră, Ana Guțu, chiar și ăsta, Mihai Gimpu, Gimpu, îi pot fi ignorați. Eu nu cred că ei vor acumula toți împreună mai mult decât 2-3% din este 2-3%, eu cred că majoritatea într adevăr în turul 2 vor vota pentru Maia Sandu. Pentru Dodon poți voteze doar electoratul Mai Laguta, e posibil că deodată deja din turul 1 va vota electoratul Silviu Radu, electoratul lui Șor, iarăși pentru Dodon, dar iarăși cine știe. În orice caz, eu cred că noi astăzi putem doar presupune. Doar și în principiu eu n-aș lua chiar tare în serios în calcul cifrele astea a candidaților. Mai serioasă este poziția altor candidați de mâna a doua, dar care vor acumula câteva procente. Probabil între întrebarea mea. De, Trebuie să ne așteptăm la retragerea lui Leancă? E vorba da, de directoratul domnului Leancă, care totalmente, aici eu sunt convins, el totalmente, la 100 de procente, în turul 2 va vota pentru Maia Sandu, dacă, în caz dacă Leancă nu își va retrage candidatura până mâine, cu toate că el astăzi, după cât eu înțeleg, a declarat că nu și va retrage. Dar până da. mâine posibil că îl vor convinge că e <laughs> mai logic că ar fi să totuși să o retragă din turul întâi. Ciubașenco este dispus categoric să nu și retragă candidatura și eu cred că nimeni nu-l poate impune să o retragă în turul întâi. Deci, dar în turul 2, desigur că electoratul lui Ciubașenco, iarăși, sper eu, la 100% va vota pentru Dodon. În sensul ăsta, noi avem o situație când turul 2 este aproape inevitabil. Aproape inevitabil. Cu toate că noi chiar la început de emisiune am vorbit că ipotetic eu nu exclud că în turul 1 poate să învingă Dodon. Dacă electoratul de stânga va fi serios mai mult decât 50%, dacă din est este peste 50%, doar vreo 4-5% vor vota pentru Ciubașencu, doar mai puțin de procent vor asculta de Voronin și restul îl vor susține, vor susține pe Dodon. Posibil că Dodon să vire în, terutură, dar, în primul dar eu cred că totuși probabilitatea asta este extrem de mică. Domnule Nazare, aveam o întrebare pregătită pentru final de emisiune, pentru că discuția a ajuns în acest moment, vreau să vă întreb. Spuneți-mi, vă rog, mandatul de arest emis pe numele domnului Usatei este o pură coincidență în, tocmai în campanie electorală sau este răfuială politică așa cum încearcă să ne explice domnul Usatei? Ce se întâmplă? Sau ce credeți că se întâmplă? Eu cred că, într-adevăr, este o încercare de răfoială personal cu el, dar nu cred că arestul lui Usatei sau, spune, da. mandatul de arest poate să influențeze cumva, într-un fel, sau altul, electoratul lui Ciubașencă. Vreau să mai menționez un moment spuneți. la fin de emisiunii. E vorba de conferința de presă de ieri. Reacția da, lui Lupu și uh, Plahotniuc. Într-adevăr, oamenii ăștia erau într-o anumită prostrație psihologică. Era evident că ei au fost presați. E, și Maia Sandu, înțelegând că compania lui Plohotniuc îi face totuși o defavoare morală, în orice caz, nu e în mod obligator, e, totuși nu e proastă femeia asta, e, cu toate că e deșarte, dar e pe pușă dișarte, dar nu este proastă, evident. E, deci ea înțelege că sprijinul lui Plohotniuc personal nu înseamnă doar plus 1. Ea înseamnă și minus din electoratul lui Nastase, care de și până atunci era destul de sceptic față de Sandu. într a doilea rând, susținerea lui Plohotniuc nu înseamnă susținerea totală a electoratului PD-ului, lui Marian Lupu, în favoarea mai Sandu. Eu am vorbit cu unii oameni care o susțin și chiar sunt aproape de Partidul Democrat, care l-au susținut pe Lupu, și care au spus că nici într-un caz nu vor vota -o pe Maia Sandu. Sau nu vor merge la alegeri sau îl vor vota pe Dodon. Dar dâns a avut o reacție destul de interesantă. Îmi permit să vă dau da. o citire. Nici eu, nici oamenii mei din Moldova nu avem nevoie de sprijinul lui Plahotniuc. Ea de sigur că minte. Ea are nevoie de sprijinul lui Plahotniuc. Mai degrabă, mai degrabă ea are nevoie de sprijinul electoratului lui Plahotniuc. Dacă s-ar fi dezis mai devreme plahotniuc din de Maia Sandu, cam târziu la ambasada americană sau eu știu un departamentul de stat au luat decizie despre retragerea lui Plahotniuc. Dacă s-ar fi, fi retras el mai degrabă, măcar două săptămâni în urmă, atunci resursele administrative și financiare de care dispune Plahotniuc, posibil că i-ar fi ajutat. În situația asta, bănuiesc eu că nu prea tare o să-i ajute. Și ce interesant, încă un moment foarte important, astăzi, eu am citit replica sau declarația Partidului Democrat la ceea ce ați declarații. citit dumneavoastră, declarația mai Sandu. Și mi se face impresia că liderii Partidului Democrat, după tonalitatea replicii răspunsului respectiv, înseamnă cu niște câini care, știți, stăpânul bate, dar ei continuă să-i lingă papușii stăpânului. Păi, în ăsta, Stăpânul de peste de i-a dat cu șomagul, lup la și lupul, dar ei continuă să i lingă tălpile. Deci este o declarație absolut lipsită de sensul demnității. Când ei la replică, vă duceți-vă la mama dragului, nu avem nevoie de sprijinul vostru, dar ei continuă, încearcă în mers, ca să îi lingoșească, să îi lingă telpile mai sanduși stăpânilor de peste ocean. Spuneți-ne vă rog, v-ați așteptat ca în cadrul acestei conferințe de presă în care s-a anunțat retragerea domnului Lupu să fie și domnul Plahotneuc? Care a fost logica? Eu cred că, care a fost logica? Eu cred că nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Logica electorală în asta nu e. Lucrul ăsta este contraproductiv pentru Maia Sandu. Evident, toată lumea acum înțelege de unde cresc picioarele, cine o sprijine și că ea nu este candidat antioligarhic. Eu cred că Plahotniuc o ieșit nu de atâta să demonstreze loialitatea față de Sandu. El nu o cunoaște și probabil nici nu vrea să o știe cine. E, și nu e în calcul. Prin asta, Plohotniuc, au vrut, cum zice și Rusul, voi slujița în fața departamentului de stat să le demonstreze, băieți, voi vedeți cât din deplenitor sunt eu. Eu sunt al vostru. Ia voi, burjuine tot în acest briefing, de fapt, domnul Lupo a spus că se retrage de la candidatura pentru fotoliul de președinte al țării. Este una, o decizie destul de calculată, luată împreună cu membru PD-ului. Noi am discutat, de fapt, acest aspect și ce are drept scop depolarizarea de pe scena politică și va contribui cu un candidat al opoziției pro-europene să câștige funcția de președinte. Faptul cel mai interesant este că în această conferință de presă nu a fost rostit numele acestui candidat. De regulă s-a spus că iată candidatul pro-european, dar parcă se lăsa așa niște lucruri în suspans. Păi mi-e -mi pare că a fost pentru toată lumea clar că o susțin pe Maia Sandu. Toți da. înțeles că o susțin pe Maia Sandu. ba mai mult decât atât, înainte de conferința azi de presă, dacă nu greșește eu, o zi sau cu două, Plahotniuc a făcut o declarație, dacă nu greșesc eu, pe Facebook, precum că în turul 2 vor susține pe Maia Sandu. Probabil că el a fost impus să facă și declarația asta care a făcut-o pe Facebook sau pe YouTube despre da. de susținerea în turul 2, dar probabil că sau la ambasade sau la uh -huh. și mai sus, undeva acolo la Washington, li s-a părut puțin, l-au da. chemat, l-au presat, l-au prelucrat și au spus, ei puțin în turul 2, trebuie deja în turul 1 să te dezici. Era clar pentru toți că și hotniuc și Lupu o fac, la conferința de presă lucrul ăsta era clar după reacția lor. Vă spun că ei se aflau într-un fel de prostrație psihologică. Era absolut clar că ei au făcut-o fiind violați, presați. Spuneți-mi, vă rog, Până a se retrage domnul Lupu, se tot mergea pe ideea de utilizarea resurselor administrative, evident, în favoarea acestui candidat. Astăzi, cum se va lucra sau ce putem să ne așteptăm pentru ziua de duminică? Eu uh, pot spune doar un singur lucru. Că dacă nu vor fi falsificări, și falsificări masive, Dodon câștigă inevitabil. El este sortit să câștige. Deci, numai falsificările în masă pot să aducă victoria actualei coaliții de guvernament și patronilor lor de peste ocean și de peste prut, care mizează astăzi și pe Maia Sandu. S-a primit un fel de coaliție între forțele pro-occidentale în persoana Maia Sandu și hoței și bandiței în persoana lui Plohotniuc și majorității parlamentare guvernamentale a Republicii Moldova. Deci astăzi deschis ideea pro-europeană este legată de bandiții și de banditismul lui Plahotniuc. Iată, eu așa aș răspunde la întrebarea noastră. Spuneți-ne, vă rog, o întrebare destul de complicată în viziunea mea, dar haideți să încercăm să găsim împreună un răspuns. În cazul în care Maia Sandu ajunge în fruntea țării, ne putem aștepta ca Plahotniuc să fie propus pentru funcție de prim-ministru? Nici într-un caz. Eu cred că care va fi eu cred relația dintre președinte și membrii parlamentului. Eu deja parlamentului? Eu deja am răspuns în principiu da. în, într-un context într-un la, la întrebarea asta. Deci într adevăr Plahotniuc a declarat, eu nu știu, n-am stat încă o dată spun după culise, da. să fiu martorul discuției lui cu Maia Sandu în biroul ambasadorului Statelor Unite, astea noapte sau în careva alte noapte. Dar Plahotniuc a declarat că Maia Sandu va colabora foarte eficient cu actuala guvernare. Dar ea nu este atât de proastă, dar și în Statele Unite înțeleg că Plahotiuc este o figură atât de discreditată că să-l înainteze la funcția de prim-ministru. Ba mai mult decât atât. Eu nu exclud că la o etapă anumită Maia Sandu, iarăși cu sancțiunea stăpânilor ei, păpușarelor pe de peste ocean, îl va intenta un dosar penal și îl va închide în pușcărie pe Polhotneu. Lucrul ăsta nu se va întâmpla mâine, nu se va întâmpla adeuză după alegerii. dar încă o dată repet, alegerea legală a Mai Sandu este imposibilă. Ea poate să devină președinte a Moldovei doar prin violarea voinței majorității moldovenilor. Deci în sensul ăsta, adresându-mă către concetățenii mei, în primul rând părtașei statalității moldovenești, trebuie să vă spun, stimați compatrioți, depinde de noi. Vom ieși, vom vota, vom avea o Moldovă vie și sperăm că într-un răstimp scurt se va schimba și situația economică, și social-politică, și uh, ideinică la noi în Moldova, uh, spre bine se va schimba. Uh, dacă nu vom ieși, nu vom vota, sau o parte din noi vom susține pe maia Sandu, înseamnă că uh, va triumfa încă o dată banditismul ăsta, hoția, corupția, sub masca integrării europene, care de fapt nu are nimic comun ceea ce au făcut în ultimii șapte ani cu integrarea europeană. Și mai asandu, șase din acești șapte au fost membru a guvernului sau cinci, cinci ani, dar au fost membru a guvernului, din iulie 2012, așa -i? Uh, deci uh, nu poate fi nici vorbă de o careva integrare europeană. Este vorba de continuarea procesului de degradare a Republicii, de distrugerea statelității și până la urmă de transformarea Moldovei într-o anexă înapoiată a României, care la rândul său este o periferie colonială a Europei contemporane. Noi vom deveni o provincie colonială a unei colonii. Domnule Nazaria, spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să privim numărul celor indeciși care nu vor ieși la vot? Va fi unul destul de mare, ca și procentaj, din discuțiile cu concetățenii? În din ceea ce ați observat dumneavoastră? Da, sunt și așa oameni care nu știu. Vor ieși la vot sau nu vor ieși, vor vota pentru cineva sau nu știu pentru cine să voteze. Sunt de conform sondajelor eu cred că undeva, după cât eu știu duc, dacă nu mă înșală memoria undeva, între 6 și vreo 10%, 10. undeva e aici numărul indecișilor. ca regulă în ziua alegerii o bună parte din ei totuși vin și votați. fac decizia. Vale, vor Probabil că majoritatea din ei totuși vor vota pentru opoziție. Pe final de emisiune vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere raportat la pe de o parte, numărul de alegători pe care ne l-au declarat cu, dacă nu mă și memoria, ultima declarație a fost de 3 milioane 200 de mii, și raportat la secțiile de votare din străinătate. Dacă în viziunea dumneavoastră secțiile deschise sunt suficiente ca număr, pentru că problema cea mai mare apare în Federația Rusă, unde întotdeauna concetățenii noștri au avut o participare activă la urnele de vot și s-a creat anumite impedimente în exercitarea acestui drept fundamental. Nu, evident că în Federația Rusă sunt deschise prea puține secții. Noi avem aproape sau chiar poate și mai mult de jumătate de milion de concentrații de noștri. Și avem, dacă nu greșesc, doar 8 secții, da? Da. În Federația Rusă. Da, trecută la alegere am avut doar 6, dacă nu mă înșală memoria. Deci evident că sunt prea puține. În Occident avem mult mai multe, vreo 90. Îmi pare că în total avem 95, așa e? În total. Da, deci da, plus minus. undeva aproape 90, da? Avem în Occident. În România, de exemplu, pentru vreo 20.000 de concetățeni de-a noștri, dacă de nu așa înșală memorie, avem 21 de secții de vot. Evident că în unele țări avem chiar mai mult decât trebuie. Periculul falsificării vine și din străinătate nu știi dacă vor fi observatori a tuturor partidelor, în primul rând a partidelor de opoziție care mai continuă, mai rămân în goana asta electorală, la aceste secții de votare. Dacă vor fi reprezentanții acestor partide în comisiile electorale din aceste secții. Iată aici e o mare întrebare. Dar totuși totul depinde în primul rând... Câți concetățeni cei... de ai noștri vor merge la vot îi insistă asupra acestei întrebări cu 3 milioane anul trecut Ce? și, Anul trecut a fost un record, dacă nu mă înșală, nu am trecut, am țărț, în 2014, dacă nu mă înșală memoria, 30 de mii de oameni au votat, deci nu-i mult, dar în asta și constă pericolul, că să nu fie falsificat numărul ăsta, să nu fie aruncate buletine dacă nu vor fi observatori, iată, aici eu nu pot să răspund clar la întrebarea dumneavoastră, dar sunt într-adevăr anumite pericole de falsificare, anume din, în secțiile astea din străinătate. Ziceam referitor la listele oferite de cec. Vi se pare normal? Avem noi 3, 200, 3 milioane, cer scuze, de mii de alegători în țară? Sau este un pic exagerat și nu a fost actualizat. Iarăși, eu n-aș îndrăzni să fiu categoric. Conform datelor recensământului din 2004, dacă nu mă înșală iarăși memoria, noi eram circa 3 milioane 300 de mii de oameni în Moldova. Din 2004, dacă să urmărim logic lucrurile, deci natalitatea nu a, nu a crescut prea mult, mortalitatea invers a crescut și au emigrat încă în fiecare an câteva mii sau poate chiar și unica, în unul cazuri zeci de mii de oameni. Deci nu putea crește numărul populației din 2004 până în 2016. Care sunt datele recesământului din 2014? Și nimeni nu le cunoaște. Deci, respectiv, putem să presupunem că listele este electorale sunt falsificate, într-adevăr, și sunt mai mulți cetățeni în listele astea decât avem, într-adevăr, alegători cu drept de vot. Domnule Nazarea, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, în această campanie electorală s-a tot vehiculat ideea candidatului unic ca să ajungem pe ultima sută de metri și să concretizăm că mai mult sau mai puțin se coagulează acest peisaj. El a fost unul benefic, Să este unul benefic pentru țara noastră sau cu câți mai mulți candidați erau cu atât lucrurile puteau fi interpretate mai, mai diferit. Vedeți, eu sunt cetățan, om, am simpatiile mele personale, da. pentru mine cea mai potrivită candidatură este Dodon. Sunt alți oameni care nu îl acceptă. Deci, ideea unui candidat unic pentru toți, astăzi, în condițiile scinderii societății noastre, probabil nu este posibilă. Dacă Dodon va învinge, dacă el, măcar la 50%, va fi în stare să realizeze programul pe care îl propune, Elecurate. respectiv va crește nivelul de viață a oamenilor, dacă Va fi mai multă echitate socială, va lucra legea, ne vom stabili relațiile noastre și cu Vesto Vestul, și fără să ne le stricăm cu Vestul. Păi atunci procentul oamenilor care îl va susține va fi mult mai mare. Posibil că el va crește și la vreo 70, peste 70% și atunci Dodon va deveni în realitate un candidat unic. Astăzi el este totuși candidatul flancului de stânga a majorității oamenilor care stau pe pro -po pozițiile prostataliste. Dar iarăși nu poate fi Dodon niciodată candidatul celor care sunt rusofobi, care sunt anticomuniști și antisocialiști categoriști, care urăsc Moldova. Înțelegeți cum? Deci, el poate deveni un candidat al majorității absolute a populației. Maia Sandu nu e capabil să devină un asemenea candidat, deoarece ea va distruge statul, și respectiv, în curând, noi vom avea uh, o ură totală, și a celor care au votat-o, cum l-au urât când va ai pifilat pe așa numiți democrați, pe Gimpu și așa mai departe. Maia Sandu este un candidat, cum s-a exprimat Dodon, chirtoacă în fuste, înțelegeți cum. Deci cum îl uresc astăzi chirtoacă, așa și-o să și pe ea. Pe această notă noi punem punct acestei emisiuni. Domnule Nazare, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a răspunde la întrebările noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. Rămâneți și în continuare alături de noi. O seară bună!